Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ambițioasă, dacă te-ai născut pe 13 septembrie, muncești din greu și rodnic, ordinea și structura sunt principalele aspecte ale existenței tale, tu nu pierzi nicio șansă, îți formulezi cu atenție planurile, punându-le în aplicare în mod precis și consecvent. O viziune realistă asupra situațiilor îți permite să câștigi avere statut și alte simboluri ale recunoașterii universale. În ciuda faptului că te preocupă problemele practice, îți amintești și despre societate. Ești amabilă, atentă și simți nevoia să servești cumva oamenii. Tu nu te temi să-ți cheltui energia asumându-ți unele afaceri. Înzestrată cu concentrare și hotărâre fermă, te confrunți adesea cu probleme grave pe calea succesului, dar nu vei pune la îndoială nicio secundă rezultatul care ți este favorabil. Uneori poate părea că crescutărie ca e o capacitate magică de a face față dificultăților. Cu toate acestea, nu poți fi suspectată de superstiție sau entuziasm excesiv pentru ocultism, din potrivă, ai o abordare directă, serioasă a vieții. Poți totuși să rezolvi sarcinii atât de complexe, dificile și eterogene încât alții nu pot decât să-ți admire abilitatea de a rămâne pe linie de plutire. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este direct legată de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, sârguință, realism, discreție, exactitate, scrupulozitate, strălucire. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă ți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă, îi atrași pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi te pot ispit la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți, dar ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit. Ești fiabilă și activă, iubești copiii, trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, îți permite să atingi înălțimul orice afacere trebuie să-ți înfrânezi criticul interior, altfel aceste lucru poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil pentru respingerea abstractizării, precum și de lipsa reveriei. Clar ești neobișnuită, rațională și practică, iubești societatea, ești autosuficientă. Punctele tale forte sunt performanța, sociabilitatea, gândirea analitică, dar ai și puncte slabe. Încrederea și bunătatea neelimitată îți poți juca o glumă crudă, oamenii pot profita de indiferența ta, înșelăciunea va fi revelată, vei fi dezamăgită, dar nu vei înceta să-i ajuți pe toți și în toate, poți susține cu fermitate anumite idei și fapte, dar îți dai seama că erai pe drumul greșit, datorită sincerității și dezinteresului tău, chiar făcând o greșeală, câștige respectul celorlalți inclusiv al celor care de fapt, erau adversarii tăi învârșunați. La un moment dat din viața ta poți schimba brusc direcția stabilindă noi orizonturi. Și totuși, după ce ai ales o cale, o vei continua până vei ajunge la un final rău sau bun. Nimeni nu te poate descuraja când ai decis ceva, deși din motive de diplomație ești capabilă să aștepți un timp, nevrând să provoci suferințe nejustificate celorlalți. Poți fi foarte tiranică și dură în familie sau printre partenerii de afaceri. În general vei pune mai presus de toate interesele carierei tale. Drept urmare, familia ta poate suferi de o lipsă de atenție. Cu toate acestea, o astfel de dăruire nu înseamnă deloc faptul că ești irresponsabilă, mai degrabă, exact opusul cu cei care te iubesc. Tu știi că membrii familiei sau prietenii sunt apți fizic sau cel puțin capabili să trăiască și fără ajutorul tău, te vei simți liberă să i lași să-și urmeze propriul drum. Uneori complet nefondat, ești acuzată de conservatorism, de fapt, ești atât de pasionată de planurile tale, de ceea ce faci, încât cu puțin sau chiar fără remușcări poți decide să renunți la alte întreprinderi promițătoare. Deși ești înzestrată cu o voință puternică, ai mici puncte slabe care trebuie satisfăcute. În special, tu simți nevoia să-ți împărtășești viața cu un soț sau partener înțelegător care este capabil să-ți accepte pe deplin toate deficiențele. La rândul tău, vei servi cu credință această persoană, rupte fiind în mod constant între viața de afaceri și cea personală, după un divorț sau moartea unui soț. Vei acționa invariabil pentru tine însăți energic, dar poți continua munca pe care ai început-o cu partenerul anterior, te distingi față de alții nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești educată, capabilă, dependentă, te străduiești pentru excelență în orice, în cariera ta, în relații și în aparență, cochetăria ți este străină, precum și falsa modestie tu primești complimente bine meritate cu demnitate, dar nu ești înșelată de acestea. Ești bine versat în oameni, este dificil să fii înșelată sau indus în eroare. Cum afectează data de 13 septembrie soarta ta? Ai o voință puternică și ești hotărâtă. Se poate admira determinarea și capacitatea ta de luarea deciziilor. Ești independentă, obișnuită să duci lucrurile la final. Dacă ai decis să-ți stabilești un obiectiv și să-l atingi, atunci nimic nu te va opri în calea acestui obiectiv. Cu toate acestea, știm cu toții că nu totul este ușor uneori, dar perseverența și râvna ta pot obține rezultatele dorite. Ești înzestrată cu o încredere absolută în sine, sarcina ta principală este de a merge mai departe. Persistența te ajută, dar uneori perseverența se poate transforma în încăpățânare atunci încăpățânarea nu va da efecte pozitive în atingerea obiectivului, este important să păstrezi o linie de mijloc. Nu numai că ți-a punctul de vedere și lupți pentru adevărul și onestitatea cuvântului tău, ci și poți recunoaște armonios adevărul unei alte persoane, dacă ești sigură de veridicitatea celor spuse. Aceste lucruri te face atât o luptătoare puternică pentru adevărul cuvântului, cât și un partener loial care poate asculta interlocutorul. Tu poți combina armonios cruzimea cu blândețe și natura bună. Tu ești de obicei recunoscătoare oamenilor care te susțin, îți onoresc părinții, rudele și prieteni, le recunoști și le critici greșelile, dar în final dragostea învinge. Tu știi să-ți arăți individualitatea chiar și printre străini și o aranjezi adesea pentru persoana ta. Cel mai adesea, vei fi apreciată atât de cei apropiați, cât și de străini. Acest lucru se datorează faptului că te adaptezi cu ușurință la orice situație și te simți în largul tău, iar dacă totul a mers prost, schimbi rapid lucrurile pentru a evita riscul. Dacă vorbim despre dificultățile din viața ta, atunci ce trebuie să fie, asta nu poate fi evitat. Va trebui să te confrunți cu multe sarcini, după care vei putea transforma valul evenimentelor. Principalul lucru este că dificultățile nu ți rup spiritul puternic și perseverența. Pe fundalul tuturor problemelor, este important să nu uiți de cei dragi și rude, ei ar putea avea nevoie și de ajutorul tău. Și apoi ajutându-i, dându-ți seama că altceva ar putea fi mai rău, nu-ți vei mai lua problemele atât de în serios și aceste lucru te va salva pentru a găsi puterii noi în tine însăți. Aș dori de asemenea să subliniezi atenția și toleranța ta. Nu ești genul de persoană care va trece peste cadavre pentru a ajunge la linie de sosire. Vei depune mult efort pentru a-ți atinge obiectivul, dar îți vei atinge scopul fără a face rău altora. În ierarhia relațiilor și a iubirii, ții totul sub control. Ești dominantă, trebuie să decizi totul de una singură, pentru că tu ai mereu ultimul cuvânt. Poate că pentru unii poți părea demodată, Adepta vechilor tradiții, dar pentru ei este mai bine să aibă un bătrân înțelept decât să se afle în căutarea necunoscutului. Dragoste și compatibilitate. Ești o iubită fidelă și de încredere. Cu adevărat în comportament, poți să te prefaci că nu ești foarte interesată de dragoste și relații apropiate, dar când te relaxezi și începi să-ți urmărești emoțiile, atunci te transformi într-un partener sau soție incredibil de sensibilă amabilă și grijulie. Cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale Zodiacului, Taur și Capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie. În acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta. În același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența, organizarea și consecvența. Cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec. Peștii, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși. Drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lăntoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești foarte ambițioasă, îți stabilești obiective serioase, Lucrezi serios pentru a le atinge. Succesul te însoțește în orice. Știi clar ce vrei. Te gândești cu atenție la proiecte pentru a evita posibile greșeli. Accidentele în viața ta nu există deloc. Realismul inerent îți permite să evaluezi obiectiv situațiile. Tu nu te grăbești în aventuri, nu comiți acte impulsive, practic nu ești supusă dorințelor impulsive. Tu ești un profesionist de sine stătător cariera ta se dezvoltă de la sine. Nu te tem să cheltui energie pentru un lucru interesant pentru tine. Profesionalismul și experiența îți permit să obții rezultate impresionante. La locul de muncă, te simți mai confortabil într-o echipă mică, atât la un birou obișnuit, cât și pe scaunul directorului. Mentalitatea analitică îți permite să rezolvi rapid și eficient problemele complexe. Sociabilitatea toleranța sunt calități valoroase ale conducătorului colectivului de muncă, dar mai e o altă trăsătură. Ești altruistă și nu te lauzi cu asta? Spre deosebire de vărsători care se laudă cu altruismul și manifestă egoismul, câștigând un statut ridicat, te poți dedica slujirii oamenilor. Această alegere este adesea respinsă de cei dragi, dar această situație nu schimbă decizia ta. De aceea după maturitate absolută te poți afirma în politică, sănătate și boli. Prin natura te ești înzestrată cu eficiență ridicată și sănătate bună. Cu toate acestea, tu abuzezi prea multe de aprovizionarea cu vitalitate și o cheltuiești nu în tot de una rațional. Chiar și un individ atât de puternic ca tine poate cădea peste noapte de o boală. Supra solicitarea la locul de muncă și în viața publică subminează sănătatea ta. O atenție deosebită ar trebui acordată sistemului cardiovascular, diagnosticarea bolilor într-un stadiu incipient va permite screening în timp util, ar trebui să fii preocupat în special de bolile cauzate de stres, precum și de cele ereditare, acest lucru se aplică cancerului și diabetului, mai ales dacă mama a fost suferind de astfel de maladie, alimentele cancerigene trebuie evitate, modul de viață ar trebui să fie, de asemenea, calm și sănătos, dacă știi cum să te relaxezi, dacă te vei bucura de comunicarea cu rudele și prietenii, viața ta va dura suficient, dacă nu, poți pur și simplu arzi la serviciu din zel excesiv. Destinul și norocul, Universul ți-a dăruit o personalitate puternică, cu mare voință, independentă și care are mereu propria opinie, pe care ești gata să o susții. Ești încăpățânată și dacă decizi ceva, atunci este dificil să fii convinsă, chiar dacă tu însă ți înțelegi că greșești, ai puțini prieteni, dar există mulți dușmani, ai venit pe această lume pentru a-ți îndeplini datoriile karmice, lista completă a acestora o poți afla pe astrograma ta natală, poți crea condiții favorabile pentru tine însăți numai mergând pe drumul binelui, arătând milă și compasiune. Sfaturi pentru tine! fi sensibilă la nevoile altora. Nu-ți neglija spiritualitatea și nu-ți suprima partea emoțională. Nu trebuie să alegem totdeauna doar calea cea mai dificilă. Permiteți un anumit grad de compromis, dar nu în ceea ce privește obiectivul principal al vieții. A trăi pe deplin, a nu avea probleme de sănătate nu o poți face decât în armonie cu tine însăți. Nu juca rolurile altor persoane. trăiește propriul drum. Ce cadouri ți se potrivesc, în general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei, poate că tu însă suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri, în sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică, zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta, un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lingerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma, pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, Trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri. Nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald din lună moale. Un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei, dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre, certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante, tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții îți sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchete destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acest este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.